Bine ați venit la Mediaș, Doamne ajută, Griscot, Istenhozot. Mediaș este un oraș mic în România, dar un oraș foarte prietenos. Atât de prietenos încât în acest an mai multe biserici, mai multe confesiuni s-au reunit din nou, în ciuda situației excepționale, pentru a sărbători, pentru a oficia săptămâna de rugăciune pentru unitatea creștinilor. În acest an, un an care este mult mai plin de nădejde decât anul care a trecut, pentru că sperăm să fie un an mai bun, cu multă sănătate și cu multe bucurii și realizări pentru toți. Cei care ne urmăresc acum, cei care sunt în Mediaș, cu toții fiți bineveniți la această săptămână de rugăciune pentru unitatea creștinilor. Tema a fost aleasă de o comunitate monahală din Elveția, Grand Champ, care a ales versetul foarte potrivit, mai ales pentru noi aici în Mediaș, din Evanghelia după Ioan, capitolul 15. Iisus Hristos spune: Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Rămâneți în mine, căci fără mine nu puteți face nimic. Rămâneți în iubirea mea. Vița de vie este pentru noi în Mediaș un simbol foarte puternic, aceasta aflându-se și pe stema orașului nostru. Vă invităm acum la un pelerinaj creștinesc, de la biserică la biserică. Vom merge mai întâi în Biserica Romano-Catolică de pe Țecheș, mai târziu în Biserica Greco-Catolică din Vitrometan, după aceea la Biserica Reformată de pe strada Unirii, după care vom merge la Biserica Ortodoxă, Buna Vestire din Gura Câmpului, aproape de final la Biserica Unitariană din Tocile și la sfârșit în Biserica Evanghelică Sfânta Margareta, pe care o vedeți în spatele meu. Acestea fiind spuse, Dumnezeu să primească cântările și rugăciunile noastre. Doamne ajută! Dicertașe că Iisus Hristos, el opța Iisus Hristos, lăudat să fie Iisus Hristos.
Cu cuvintele Sfântului Apostol Paul, vă salut acum când am început în acest an, 2021, săptămâna de rugăciune pentru unitatea creștinilor. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și unirea Duhului Sfânt să fie cu voi toți. Könyörögjünk. Jézus Krisztus, te keresel bennünket, hogy barátságodban részesíts, olyan életre vezess, amely mindennél teljesebb. Adj bizalmat, hogy válaszoljunk hívásodra, hogy másmilyennél legyünk, akik jóságot tanúi vagyunk a világban. Jézus Krisztus, te ne kaudsz, tu vrejszene darujesz prieteniata, sisene dusla a viață întru totul împlinită. Dă-ne încrederea de a răspunde chemării tale, ca să ne schimbăm și să devenim martori ai gingășiei tale față de lume. Amin. Am să dau citire mesajului arhiepiscopului mitropolit de București, Aurel Percă, cu ocazia săptămânii rugăciune pentru unitatea creștinilor. În asemenea momente, mai mult ca oricând, spiritualitatea și solidaritatea sunt inseparabil legate. Rămânând în Hristos, primim puterea și înțelepciunea de a acționa împotriva structurilor de nedreptate și de asuprire, dar mai ales de a ne recunoaște pe deplin ca frați și surori în umanitate și de a fi creatorii unui nou mod de a trăi în respect și comuniune cu toată creația. Octava Mondială de Rugăciuni din 2021 ne oferă ocazia să cerem lui Dumnezeu să întărească unitatea în biserică, unitate îmbogățită de diversitatea care se reconciliază prin acțiunea Duhului Sfânt. Noi creștinii am fost botezați într-un singur Duh pentru a forma un singur trup, unde fiecare își aduce aportul său specific. Așa cum spunea Sfântul Augustin, urechea vede prin ochi și ochiul aude prin ureche. Este urgent să continuăm să dăm mărturie despre un drum de întâlnire între diferitele confesiuni religioase. Nu putem uita dorința expresă a lui Iisus, ca toți să fie una. Ascultând invitația sa, recunoaștem cu durere că procesului de globalizare îi lipsește în zilele noastre contribuția profetică și spirituală a unității între toți creștinii, scria Papa Francisc în finalul enciclicii sale, Fratelli Tutti. Ultima rugăciune a lui Iisus către Tatăl Său Ceresc înainte de a muri pe cruce, Părinte Sfânt, păstrează-i în numele Tău pe aceea pe care mi-ai dat, pentru ca să fie una așa ca noi, nu este o modă sau un semn al timpurilor, așa cum spun unii, dar face parte din esența Evangheliei. Nu putem fi creștini fără a fi ecumenici. Și acest lucru este valabil mai ales pentru toți cei care poartă numele de creștin. Rămâneți în dragostea mea înseamnă prin urmare a rămâne în unitate, unitatea Tatălui cu Fiul și cu Duhul Sfânt Mângâietorul. A rămâne în dragostea Lui înseamnă a face unitatea pentru ca lumea să creadă. Necredința lumii se poate datora în mare măsură absenței iubirii și pierderii dragostei ucenicilor față de învățătorul lor și între ei. Este testamentul lui Iisus de la cina cea de taină. Rezumatul regulii vieții pe care călugărițele de la mănăstirea din Grand Champ îl respectă împreună în fiecare dimineață, începe prin cuvintele roagă-te și lucrează ca Domnul să domnească. Rugăciunea și viața de zi cu zi nu sunt două realități separate, ci sunt menite să fie unite. Tot ceea ce experimentăm este menit să devină o întâlnire cu Dumnezeu. Plecând de la versetul biblic propus pentru meditație, rugăciuni și reflexie, pentru săptămâna de rugăciune, pentru unitatea creștinilor din anul acesta,
Încercăm să întărim spiritul ecumenic în sufletele tuturor creștinilor și ale oamenilor de bunăvoință în toate comunitățile noastre. Cu binecuvântarea noastră arhierească și cu dorința de a rămâne mereu în iubirea lui Dumnezeu, Aurel Percă, arhiepiscop mitropolit de București. Iubiți frați și surori în Hristos, în acest an, săptămâna de rugăciune pentru unitatea creștinilor se desfășoară într-un mod mai deosebit de față de anii precedenți, ceea ce este important, dacă fizic suntem îngrădiți, spiritual să fim împreună și să ne rugăm pentru ca în Dumnezeu să ne găsim cu toții unitatea, să fim ca într-o mare familie. Cu aceste gânduri vă binecuvântez în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Spirit. Amin. Lăudat să fie Iisus Hristos! Nu voi m-ați chemat pe mine, ci eu v-am chemat pe voi. Ioan 15:16. Începutul călătoriei este o întâlnire între un om și Dumnezeu, între creat și creator, între timp și eternitate. Avram a auzit chemarea: vino în pământul pe care ți-l voi arăta eu. Ca și Avram, și noi suntem chemați să lăsăm în urmă ceea ce ne este familiar și să mergem în locul pe care l-a pregătit Dumnezeu, în adâncul inimii noastre. Pe drum devenim din ce în ce mai mult noi înșine, oamenii care a vrut Dumnezeu de la început să fim. Și urmând chemarea ce ne este adresată, devenim o binecuvântare pentru cei dragi, pentru aproapele nostru, pentru lume. Iubirea lui Dumnezeu ne caută. Dumnezeu s-a făcut om în Iisus, în care întâlnim privirea lui Dumnezeu. În viețile noastre, ca și în Evanghelia după Ioan, chemarea lui Dumnezeu se aude în mai multe feluri. Atinși de iubirea Lui, pornim la drum. În această întâlnire, mergem pe o cale a transformării. Începutul luminos al unei legături de iubire mereu renoite. Într-o zi ai înțeles că, fără să știi, un da fusese deja întipărit în adâncul tău cel mai ascuns și astfel ai ales să urmezi pașii lui Hristos. În tăcere, în prezența lui Hristos, l-ai auzit spunând: vino, urmează mie,
îți voi da un loc unde să-ți odihnești inima. Rugăciune. Iisuse Hristoase, Tu ne cauți, Tu vrei să ne dăruiești prietenia Ta și să ne duci la o viață întru totul împlinită. Dă-ne încrederea de a răspunde chemării Tale ca să ne schimbăm și să devenim martori ai gingășiei Tale față de lume. Dragii mei, în încheiere aș vrea să citez o mică parte, mai exact, sfârșitul mesajului Preafericirii sale Lucian, cardinal Mureșan, cu privire la această săptămână de rugăciune pentru unitatea creștinilor din anul 2021. Pe acest drum de apropiere în rugăciune cu ceilalți, noi creștinii români greco-catolici nu doar credem în unitate, ca toți să fie una, Ioan 17,21, ci așa cum afirma Sfântul Ioan Paul al II-lea, noi mărturisim prin însăși ființa noastră de 3 secole, prin sacrificii uneori nemai auzite, credința noastră în unitate. Avem cu toții datoria, după cum ne-a îndemnat Sfântul Părinte Papa Francisc la Dumnezeiasca Liturghie din 2 iunie 2019 pe Câmpia Libertății de la Blaj, să continuăm să luptăm asemenea fericiților episcop martiri împotriva noilor ideologii care apar și care încearcă să-i dezrădăcineze pe oameni de cele mai bogate tradiții culturale și religioase, și să facem să aibă întâietate fraternitatea și dialogul asupra diviziunilor. Domnul să ne învețe aceste adevăruri, certitudinea de a fi iubiți mai întâi și curajul de a iubi pe frați, este un citat din omilia Papei Francisc din Capela Sfânta Marta, 10 ianuarie 2020. Binecuvântăm prezenta culegere de texte și meditații și pe ostenitorii acesteia, invocând de la Domnul Iisus, unicul mântuitor al omenirii, prin Spiritul Sfânt, haruri alese asupra celor ce se dăruiesc pentru înfăptuirea unității tuturor ucenicilor săi. Cardinal Lucian Mureșan, arhiepiscop major. Închei cu o binecuvântare peste noi toți, ca în acest an să pășim și să mergem cu iubire, cu speranță și credință în unitate. Harul Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Spirit să fie cu voi, cu toți. Amin. Lăudați să fie Iisus!
Békesség Istentől, Doamne ajută, Criscot, sunt preotul reformat al Bisericii Reformate din Mediaș și doresc să transmit un mesaj biblic cu ocazia săptămânii ecumenice care are loc în acest an, tot în luna ianuarie 2021. Cu această ocazie doresc să citesc pasajul biblic, versetul biblic, pe baza căreia voi spune o scurtă predică, după cum urmează. Úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Szóval jubic unul pe altul. Liebt einander. Iubițe noriași, după cum bine știți, ne întâlnim, iată, pe calea aceasta specială, cu ocazia săptămânii de rugăciune și suntem în situația de a transmite acest mesaj biblic doar prin calea imaginilor, pentru că nu este posibilă o întâlnire personală. Și totuși spunem că este bine, este bine pentru că ne putem vedea și ne putem auzi, mai ales că Dumnezeul nostru este Dumnezeul tuturora și pentru fiecare are câte un mesaj care ne îmbărbătează în vremurile grele. Iată care este motivul pentru care am citit și eu un scurt pasaj din Evanghelia după Ioan, capitolul 13. Despre ce este vorba în acest pasaj? Este vorba de fapt despre o pildă pe care Iisus însuși o spune și al cărui protagonist principal este de fapt pilda în care El spală picioarele ucenicilor și a discipolilor săi. Iată care este mesajul principal și să vedem acum detaliile. În primul rând doresc să vorbesc despre faptul că Iisus, cu ocazia șederii sale în Ierusalim, chiar în săptămâna mare, se află la o cină cu discipolii săi și la un moment dat, El este Cel care începe să spele picioarele ucenicilor. Cu siguranță că acest gest a surprins pe fiecare, cu siguranță că acest gest al Lui a fost unul neașteptat, pentru că acest gest nu este unul care este tipic pentru cineva care este învățător, nu este tipic pentru cineva care este domn. Și pe acest punct putem să facem referire și la viețile noastre, într-un fel sau altul, încercăm să înțelegem lumea prin a face diferite categorii sociale și înțelegem de multe ori greșit sensul acestor categorii. Într-un sens sau într-un anumit sens, iată că și pe noi ne surprinde într-un fel gestul Lui, pentru că considerăm că un domn, un învățător, nu poate să spele picioarele discipolilor săi. Pentru că El ar trebui să țină la statutul său de învățător, ar trebui să țină mai mult la statutul său de domn. Iată care este una din temele noastre, putem să vorbim despre mândria generală a omului, putem să vorbim despre faptul că de multe ori ne simțim apreciați doar dacă primim ceea ce așteptăm, avem așteptări vis-a-vis de ceilalți oameni și aceste așteptări, dacă se îndeplinesc, cu siguranță că este alimentată mândria noastră de om. Întrebarea principală rămâne însă dacă această mândrie este un element care ajută în slujirea noastră. Pe de altă parte, se vorbește despre faptul că în timp ce Iisus spăla picioarele discipolilor, la un moment dat ajunge și la Petru, căruia îi adresează următoarele cuvinte. Dacă nu te voi spăla, nu ai parte de mine. Dacă nu te voi spăla, nu ai parte de mine. Sunt cuvinte care, într-un fel sau altul, bulversează pe cel căruia îi este adresat acest mesaj. Într-un fel sau altul și noi putem fi bulversați dacă Iisus ne-ar spune acest lucru. Dacă nu te voi spăla,
nu ai parte de mine. Dar din ce motiv spune Iisus aceste cuvinte grele de neînțeles către Petru și către fiecare dintre noi? Pentru că prin aceste cuvinte dorește să sublinieze faptul că prin acceptarea slujirii sale, Petru ar trebui să accepte mai târziu și iertarea păcatelor, pentru că, în fond, acest gest al lui Iisus de a spăla picioarele lui Petru înseamnă și altceva. Înseamnă că mai târziu, prin crucificare, prin moarte, prin înviere, Iisus îi va spăla și sufletul. Deci, dacă Petru îl va lăsa pe Iisus să-i spele picioarele, atunci va avea parte de el. Acesta este, deci, mesajul numărul 2 al predicii noastre. Întrebarea cu acceptarea, cum stăm? Acceptăm slujirea lui Iisus? Care este considerentul principal pentru care îl acceptăm sau pentru care nu îl acceptăm? Pentru că neacceptanța slujirii lui Iisus înseamnă, de fapt, și neascultare între neacceptarea a ceea ce El a făcut pentru sufletul nostru, înseamnă și faptul că omul rămâne în neascultare. Pentru acest motiv este necesar ca de fiecare dată să încercăm să îl ascultăm, să fim ascultători. Și dacă am fost ascultători, să încercăm să fim și mai ascultători, pentru că prin această ascultare sufletul, înțelegerea lui Dumnezeu și tot ceea ce El ne transmite prin Iisus Hristos este perceput corect și dacă lucrurile sunt percepute corect, cu siguranță că asta ne va ajuta și pe noi. Ca a treia întrebare a predicii noastre, trebuie să ne punem și noi întrebarea dacă acest exemplu lui Iisus Hristos este relevant pentru noi și care sunt punctele pentru care merită să ascultăm această predică, această interpretare specifică pe care o preluăm din ideile biblice. Consider că motivul principal pentru care merită să ascultăm această pildă și această învățătură este cea pe care o transmite mesajul însăși. Care este, de fapt, mesajul principal? Trebuie să căutăm smerenia, trebuie să căutăm acea atitudine prin care, dacă trebuie să renunțăm la ideile care țin mai mult de constructul social, de filozofia socială, și să încercăm să ne apropiem de Dumnezeu, pentru că prin această apropiere, cu siguranță, rămânem demni de încrederea Lui. Și cu siguranță că nu doar despre această încredere este vorba. Este vorba și de faptul că smerenia poate fi învățată, iar smerenia lui Iisus Hristos este o smerenie care motivează pe fiecare dintre noi la mai multă înțelegere și la mai multă înțelegere a iubirii pe care Dumnezeu o manifestă prin Iisus Hristos. Pentru că, în fond, tot ceea ce face Iisus pentru Petru, tot ceea ce face Iisus pentru noi, în această săptămână este foarte clar. El, prin acest gest, schimbă lumea. El, prin acest gest, contrabalansează lumea. El, prin acest gest, ajută comunitățile noastre, pentru că acest moment al ajutării noastre este unul care poate să fie benefic și unul de bun augur. Fie ca această întâlnire a noastră, fie ca această predică să ne facă să înțelegem cât de importantă este bunătatea lui Dumnezeu față de noi, iubirea lui față de noi, iubire pe care o manifestă necontenit prin pilde, prin învățături și prin Iisus Hristos. Iubiți frați întru Hristos, vă doresc să fiți cu toți binecuvântați. Amin. Und nun lassen wir uns beten. Să ne rugăm imat cu zung.
Istenünk, Krisztus és testvéreink által nyilatkoztat ki szeretetedet az égből. Kérünk, nyisd meg szívünket, hogy befogadhassuk egymást. Doamne, deschide-ne inimile ca să putem primi, să ne putem primi unii pe alții, cu diferențele dintre noi și să trăim într-o iertare și iubire. Lieber Gott, gewähre uns, vereint in einem Leib, in Einheit zu leben, damit wir erkennen, dass jeder Mensch ein Geschenk ist. Amen. Fogadjátok Istennek áldását is, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek szeretete, Szentlélek közössége legyen veletek és a ti lelketekkel. Amen. Iar în final, Harul Domnului nostru, Iisus Hristos, să fie cu voi, cu toți. Amin. Euch allen, die ihr mit Christus verbunden seid, schenke Gott seinen Frieden. Amen. Și bine ne-am revăzut, dragi creștini ai Mediașului, la această întâlnire de tradiție, dar și de suflet a creștinilor din Mediaș și de pretutindeni, în săptămâna de rugăciune pentru unitatea creștinilor a anului 2021. Ne-am obișnuit cu ceea ce înseamnă lucrurile atipice din această vreme pe care noi o petrecem împreună. Și aș începe această întâlnire a noastră, în primul rând, cu o rugăciune.
sau mai bine zis cu rugăciunile începătoare ale zilelor noastre și de ce nu, alături de creștinii ortodoxi ai Mediașului și de preoții slujitori ai creștinilor noștri, să ne rugăm în Dumnezeu pentru cei care sunt în boală și suferință în această perioadă. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Mărire ție, Dumnezeu nostru, mărire ție! Mărire ție, Dumnezeu nostru, mărire ție! Mărire ție, Dumnezeu nostru, mărire ție! Împărate Celes, Mânghietorule, Duh adevărului, care prin tine și toate ne împlinești, Mistierul Bunătății și Dătătorului de viață, vino și te sfășurăiește între noi, ne curățește noi de toată întâlnăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Prea Sfântă Trăime, miluiește-ne pe noi! Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru Sfânt numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în cerul, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum iertăm și noi greșiților noștri. Și nu începe noi în ispită și ne mântuiește de cel rău. Ca Ta este împărăția, puterea și mărirea Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm, Doamne, miluiește! Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce ești bogat în milă și cu purtarea Ta de grijă cea înțeleaptă, ocrâmuiești viața noastră, ascultă rugăciunea noastră, primește pocăința noastră pentru păcatele noastre, oprește-ne nouă boala cea molipsitoare, precum ai încetat pedepsirea poporului Tău în vremea regelui David. Ceea ce ești doctorul sufletelor și al trupurilor noastre, dăruiește însănătoșire celor cuprinși de boală și suferință, ridicându-i de gravă din patul durerii, din așternutul chinuirii, ca să te slăvească pe Tine, Mântuitorul cel milostiv. Iar pe cei sănătoși, Doamne, ocrotește de orice boală și orice suferință. Binecuvintează, întărește și păzește, Doamne, cu harul Tău, pe toți cei care, cu iubire de oameni și jertfelnicie, îi îngrijesc pe cei bolnavi la casele lor sau în spitale. Îndepărtează toată boala și toată suferința din popor și ne învață să prețuim viața și sănătatea ca daruri ale Tale. Dăruiește-ne, Dumnezeule, pacea Ta și umple inimile noastre de credință neclintită în ocârmuirea Ta, de nădejde în ajutor și de dragoste față de Tine și față de aproapele. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dragii mei, această săptămână de rugăciune pentru unitatea creștinilor, anul acesta, se desfășoară sub egida minunată a textului Evangheliei din Evanghelia după Ioan, capitolul 15, de la versetul 1 până la 17, ce se poate rezuma în frumoasele cuvinte care ne aduc aminte de cuvântul Tatălui Ceresc. Rămâneți într-o iubirea Mea. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Încercând acest sentiment de dragoste pe care, iată, ne-l împărtășește însuși Dumnezeu fiecăruia dintre noi, înainte de a rosti cuvântul de întâmpinare în această săptămână a prea fericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, am să îndrăznesc să dau citire unei scrisori despre care o să spun doar câteva cuvinte la sfârșitul acesteia. Pentru că sunt convins, este de mare surpriză pentru fiecare dintre noi și va fi pentru fiecare dintre noi atunci când aflăm cine a scris aceste rânduri. Iată ce spune acest cuvânt. Draga mea, te rog să păstrezi această scrisoare atâta timp cât este necesar. Ani, decenii,
până când lumea întreagă va accepta ceea ce voi spune eu în cuvintele mele. Există o forță extrem de puternică pentru care, cel puțin până în prezent, știința nu a găsit o explicație formală. Este forța care include și guvernează totul. Este chiar în spatele oricărui fenomen care are loc în univers și încă nu a fost identificată de nimeni dintre noi. Această forță universală este iubirea, adică Dumnezeu. Când cercetătorii au investigat o teorie unificată a Universului, au uitat cea mai puternică forță nevăzută, iubirea care este lumină și care luminează pe cei care o oferă și pe cei care o primesc deopotrivă. Iubirea care este și gravitație, deoarece îi face pe unii oameni să se simtă atrași unii de alții. Iubirea e putere, deoarece multiplică tot ceea ce avem mai bun în suflet și oferă umanității șansa de a nu pieri în propriul egoism orb. Iubirea expune și relevează în același timp. Pentru iubire noi trăim și murim. Iubirea este Dumnezeu și Dumnezeu este iubire. Această forță explică totul și oferă un sens adevărat vieții. Aceasta este variabila pe care am ignorat-o, poate, de prea multe ori și prea mult timp, pentru că ne este frică de iubire, deoarece este singura energie din univers pe care ființa umană nu a învățat să o controleze după voința sa. Este lucrarea Duhului Sfânt. Pentru a evita lucrul acesta, trebuie să evidențiem iubirea. Această iubire care este relevată și care este un lucru deosebit pe care l-am putea asemăna cu o teorie așa zisă a relativității. Pentru că ar trebui să acceptăm ca energia care este și vine de la Dumnezeu și vindecă întreaga lume, trebuie să fie înmulțită doar cu acea constantă a vitezei luminii și ne vom da seama mai apoi cât de puternică este forța ce există, deoarece ea nu are nici o limită. Atot știitor, atot cuprinzător, așa cum îl numim pe Dumnezeu. După eșecul umanității în a utiliza și controla celelalte forțe din univers, era până la urmă, bineînțeles, nevoie să ne întoarcem cu privirea spre Dumnezeu. Dacă vrem ca omenirea să supraviețuiască, dacă vrem să descoperim sensul vieții, dacă vrem să salvăm lumea și fiecare ființă conștientă ce trăiește, atunci iubirea este unicul răspuns. Probabil nu suntem încă pregătiți să creăm, așa zis, între ghilimele, o bombă a iubirii, un mecanism destul de puternic pentru a distruge ura, egoismul, lăcomia, care devastează umanitatea. Cu toate acestea, fiecare om, ca fiu al lui Dumnezeu, poartă cu sine un mic, dar puternic generator de iubire, a cărui energie așteaptă să fie eliberată. Când o să învățăm să oferim și să primim această energie universală, draga mea fiică, vom putea afirma că iubirea convinge tot, că toate se pot transcende înspre iubirea cea veșnică și chintesența vieții, care este Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Semnează cine altul, dacă ghiciți, Albert Einstein. Poate nu v-ați așteptat la această definiție, ca să spunem așa, în ceea ce privește, iată,
iubirea. Iubirea despre care vorbește Sfântul Evanghelist și Apostol Ioan. Rămâneți așadar într-o iubire a mea, ne îndeamnă acesta. Am să închei aceste gânduri din această seară cu mesajul de binecuvântare al prea fericitului Patriarh Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Să devenim mâinile iubirii milostive a lui Hristos. Tema de reflexie a săptămânii de rugăciune pentru unitatea creștinilor din anul 2021, rămâneți într-o iubirea mea, conform Evangheliei după Ioan, capitolul 15, versetul 9, ne arată că taina iubirii smerite a Fiului lui Dumnezeu, care s-a născut om din iubire, iubire nesfârșită față de noi oamenii, este temelia și inima credinței creștine. Sfântul Evanghelist Ioan, supranumit teologul sau apostolul iubirii, copleșit de măreția tainei iubirii milostive a lui Hristos, spune că Dumnezeu așa a iubit lumea, încât pe Fiul Său, cel unul născut, l-a dat ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Conform Evangheliei după Ioan, capitolul 3, versetul 16. De asemenea, Sfântul Apostol Pavel, apostolul neamurilor, pătruns și el de fiorul sfânt al uimirii în fața iubirii lui Dumnezeu pentru lume, arată că Iisus Hristos este Cel care exclamă: cu adevărat mare este taina dreptei credințe Dumnezeu. S-a arătat acesta în trup, s-a îndreptat în Duhul și a fost văzut de îngeri, s-a propovăduit între neamuri, a fost crezut în lume, s-a întărit și s-a înălțat într-o slavă. Epistola 1-a către Timotei, capitolul 3, versetul 16. Deci, iubirea smerită a lui Hristos, cel răstignit și înviat, schimbă smerenia vieții, acestei vieți pământești, trecătoare a omului, într-o slavă vieții cele cerești, netrecătoare. Cunoscând provocările actuale la adresa familiei creștine, este necesar să afirmăm cu toată tăria sfințenia căsătoriei, solidaritatea în familie și între familii, de demnitatea maternității și a paternității, a filiației și a fraternității, ca darul ale iubirii lui Dumnezeu. Această iubire ce trebuie cultivată în comuniune de iubire și coresponsabilitate. În contextul pandemiei de astăzi, omenirea confruntată cu noul coronavirus traversează o perioadă grea privind viața și sănătatea oamenilor. Și poporul român este îndoliat și întristat, deoarece mulți români au decedat, iar alții au suferit până când s-au vindecat de această boală. Prin urmare, este mare nevoie de multă rugăciune, de solidaritate și ajutorare frățească. În acest sens, noi, creștinii, suntem chemați să venim în ajutorul celor aflați în suferință și în lipsuri, a familiilor sărace, sprijinind familia cu mulți copii, bătrânii și persoanele singure, descurajate de boală, suferință, îndoliate și îndurerate, oferindu-le un semn al iubirii milostive a lui Hristos față de ei, un cuvânt bun și o faptă bună. La acest început de an 2021, vă dorim tuturor multă sănătate și fericire, pace și bucurie, împreună cu urarea tradițională la mulți ani și rugăciunile noastre părintești. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi, cu toți. Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri,
Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pe noi. Amin. Doamne ajută! Kedves testvéreim, az idei városi ökumenikus imahit alkalmával mai rövid beszédem alapgondolatát János evangéliuma 15. fejezetének 12. verséből választottam, amely így hangzik. Az az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Dragi creștini, vă rog să ascultați textul biblic pe care l-am ales pentru această ocazie din Evanghelia după Ioan, capitolul 15, versetul 12. Aceasta este porunca mea, să vă iubiți unul pe altul, precum v-am iubit eu. Să vă iubiți unul pe altul, precum v-am iubit eu. Kedves testvéreim! Az elmúlt időszakban annyi mindent újra tanultunk, és újra értelmeztünk. Életünket, kapcsolatainkat, félelmeinket, határainkat, kötelékeinket. És leginkább talán az, ami valóban emberivé és múlhatatlanná tesz bennünket, a lelket. Minden új nap, minden új tapasztalat, veszteségeink és vergődéseink felerősítik bennünk azt az igényt, hogy meglátszon rajtunk, szeretetből vagyunk. Hiszen nem a bezártság nehéz, nem a távolság, a csend nehéz, hanem sokkal inkább a szeretetlenség. Az, ahogyan nem oszthatjuk meg másokkal azt a végtelen tengert, ami bennünk van. És nem láthatjuk meg másokban, hogy lényegében velünk szeretetből vagyunk. A szeretetünk korlátoltsága a nehéz, annak a szokatlansága,
hogy nem tanulhatjuk újra és újra kifejezni szeretetünket, azt az apadhatatlan és örök forrást, amely értelmet ad életünknek. Ezért is olyan időszerű és nagyszerű választás az idei ökumenikus imahét témája, megmaradni a szeretetben, és szeretni egymást. Olyan sokféleképpen mondták már meg a jó, a méltó élet velejáróit. Annyiszor ígértek és ígérnek jobb, szebb, kényelmesebb, egészségesebb életet. És az ember olyan gyakran keresi a lehetőségét és az új lehetőségét annak, hogy szeretetét a maga teljességében megélhesse és kifejezhesse. Ma már olyan nehéz a szerteágazó életünk közepette visszatérni ahhoz az egyszerűséghez, amelyet Jézus egész életével és egész lényével hirdetett. Nehéz elfelejteni mindazt, amire képes volt az emberiség, és amire képes ma is, hogy valójában azt keressük, amiért mi születtünk a világra. Erre az egyszerűségre azonban nagyobb szükség van, mint valaha. Arra az egyszerűségre, amely abban erősít meg, hogy a bennünk és egymásban lévő szeretet tengeréhez térjünk vissza, és abban mártozzunk meg. Arra a szeretetre, amely nem valamilyen külső hatalomtól és kirekesztéstől retteg, hanem jól tudja, hogy Isten és egymás szeretetében van a legjobb helyen, és itt kell megmaradnia. Kedves testvéreim, ez az időszak arra is megtanít, hogy nem fog mindez magától megtörténni. Hiszen szeretni sem elég egyszer megtanulni, és nem érkezünk meg csak úgy a csendes víztükör békéjéhez, hanem tenni kell érte, gyakorolni, fölállni, miután elbuktunk, és szeretni újra és újra, nap mint nap. Ebben a történelmet meghatározó korban pedig itt lebeg előttünk a kérdés, mennyi szeretet van a 24 óráinkban? Vajon valódi szeretetből ejtjük-e ki szavainkat, indítjuk gesztusainkat és tápláljuk cselekedeteinket? Emlékeztessük hát magunkat a bennünk lévő szeretett tengerre, és Jézus szavaira, amikor mondja, maradjatok meg az én szeretetemben. Ez legyen hát a cél mindannyiunk számára, ebben az esztendőben is. Amen. Dragi Noriás, dragi creștini, în ultima perioadă am reinterpretat și redefinit foarte multe aspecte din viața noastră. Relațiile noastre, temerile noastre, limitele, legăturile noastre și mai presus de toate, ceea ce ne face cu adevărat uman și atemporal, sufletul. Fiecare nouă zi, fiecare experiență nouă, pierderile și luptele noastre amplifică în noi dorința de a reflecta ceea ce suntem cu adevărat. Iubire. Căci nu restricțiile sunt grele, nu distanțarea și tăcerea sunt dificile, ci mai degrabă lipsa de iubire.
Această viață redefinită este grea, în care nu avem ocazia de a împărtăși acea mare infinită de dragoste din sufletul nostru. Și nu putem vedea cum în adâncul fiecăruia, în esență, suntem cu toții egali, suntem cu toții iubire. Aceste limitări ale iubirii sunt dificile. Restricțiile de a ne exprima în continuu acea sursă inepuizabilă și eternă care dă sens vieții noastre. Tema săptămânii de rugăciuni de aceea este o alegere atât de oportună și atât de excelentă. Să rămânem în dragostea Domnului și să ne iubim unii pe alții. Implicațiile unei vieți mai bune și mai demne ne-au fost spuse de atât de multe ori și în atât de multe feluri. Ne-au promis și ne promit de atâtea ori viață mai bună, mai frumoasă, mai confortabilă, mai sănătoasă. Iar noi căutăm să putem trăi iubirea pe deplin. Astăzi, în viața noastră atât de diversificată, ne este extrem de dificil să ne întoarcem la simplitatea pe care Iisus a predicat-o de-a lungul vieții. La simplitatea pe care a exprimat-o cu toată ființa sa. Ne este greu să uităm de tot ceea ce, de tot ceea ce a fost în stare omenirea și să căutăm în adâncul sufletului nostru rostul vieții personale. Cu toate acestea, această simplitate este necesară mai mult ca niciodată. Simplitatea care ne întărește în a căuta marea lină de iubire din sufletele noastre. Avem nevoie de iubirea care nu ne lasă înfricoșați de puterile externe, ci știe că viața noastră se află mereu în iubirea lui Dumnezeu și în dragostea noastră față de semeni. Această perioadă ne învață de asemenea că toate acestea nu se vor întâmpla de la sine. Așa cum nici iubirea nu o învățăm într-o zi și pentru tot parcursul vieții, ci trebuie să o îngrijim și să exersăm zi de zi. În această perioadă istorică, deci, întrebarea este: câtă iubire încape în zilele noastre? Oare cuvintele, gesturile noastre reflectă acea mare de iubire care există în adâncul sufletului fiecăruia dintre noi? Vă invit să ne amintim, să ne amintim zi de zi de cuvintele lui Iisus. Să vă iubiți unul pe altul și să rămâneți în dragoste. Aceasta să fie țelul nostru și pentru acest nou an. Amin. Az egy örök élő Isten áldása, jósága, szeretete, megtartó ereje legyen és maradjon mindig mi velünk, és a mi szeretteink életével. Amen. Dumnezeul Atotputernic să dea sănătate, putere și iubire tuturor și să ne binecuvânteze zilele acum și pentru totdeauna. Amen.
Dragi frați și surori în Hristos, o imagine spune mai mult decât 1000 de cuvinte, așa se spune. Și în radio suna acum mulți ani de zile, Video Kills the Radio Star. Imaginile sunt importante și pentru o predică. Și din martie 2020, videourile sau filmele sunt cu atât mai importante. Dar pe lângă aceasta, ce scrie în Biblie rămâne valabil. Viața unui om poate fi un model care este mai bun decât orice predică. Omul de lângă tine, părintele, vecinul cu viața lui, este un exemplu bun sau rău care ne poate influența viața noastră. Acest gând foarte simplu a stat la baza unei comunități de femei din Elveția care de mulți ani de zile vor să trăiască după niște principii foarte simple. Comunitatea lor este aceea care a pregătit materialul pentru această săptămână de rugăciune ecumenică. Cele mai multe dintre ele vin din Biserica Reformată, care nu are o tradiție foarte pronunțată de mănăstiri sau de viață monahală. Dar primelor femei li s-au alăturat și altele din alte țări, din alte biserici. Unele, după un timp, petrecut împreună cu celelalte, s-au adunat să meargă în alte orașe, în cartiere răufamate, să fie o celulă sau un nucleu de rugăciune și prietenie. Astfel, prin propriul exemplu, prin ospitalitate, prin spiritualitatea lor, sunt celule de, sau nuclee de prietenie sau de viață spirituală pentru oamenii din jur. Grand Champ, așa se numește această comunitate monahală. Nu ne este foarte cunoscută, dar principiile lor totuși au de-a face cu memoria noastră și anume, ei trăiesc după principiile comunității din Tezi, un loc unde totuși mulți români au fost, mai ales tinerii sunt invitați să meargă acolo, să se întâlnească cu tineri din alte țări, alte biserici, cu o deschidere ecumenică. Da, așa o tabără, cum este în Franța, așa ne putem închipui și comunitatea acestor femei. Ei au ales textul din Ioan 15 pentru a citi, a medita la mesajul lui Hristos, care este foarte important. Citesc doar câteva rânduri. Nu voi m-ați ales, eu v-am ales. Rămâneți în mine și eu rămân în voi. Iubiți-vă unii pe alții cum eu v-am iubit. Nu mai sunteți sluci, eu v-am numit prieten. Voi sunteți curați prin cuvântul pe care l-ați auzit. Acum mergeți, aduceți roadă, roada voastră să rămână. Să știți că eu sunt vița, dar voi sunteți mlădițele. Bucuria mea să fie în voi și bucuria voastră să fie deplină. Cuvintele acestea din Evanghelia după Ioan sunt vorbe dulci a lui Hristos pentru ucenicii lui. Și noi suntem chemați să fim și noi aceleași ucenici. Auzim aceste cuvinte și învățăm poate câte un lucru. Aceste celule sau nuclee de rugăciune, de spiritualitate și de prietenie, cum sunt numite, au vrut să creeze aceste surori în multe locuri din această lume și s-au mutat astfel ele, femeile simple, în niște locuri și cartiere cu probleme sociale rău famate. Celulele de prietenie pot face multe, fiindcă o comunitate de creștini care primește la Hristos Evanghelia, care primesc iertarea, care primește la El sfințenia, o comunitate care este ospitalieră și spirituală în același timp, aceasta poate să dea multe lucruri mai departe, valori spirituale, prietenie și respect. La fel pentru prieten, dar și pentru aproapele și pentru străinul care vine și are nevoie de respect și de prietenie. Ioan 15 vorbește despre mlădițele care sunt legate de vița de vie. Și acest tablou ne arată că fiecare creștin primește de la Hristos viață, fie el din Biserica Catolică,
sau reformată, sau ortodoxă, sau evanghelică, sau greco-catolică, sau neoprotestantă, de orice culoare poate să fie, eu cred că de la același Hristos primim mântuirea. Și de la surorile din Grand Champ să preluăm această idee despre celulele sau nucleele de prietenie, acestea să fie înființate, să fie menținute și acestea să se înmulțească. Amin. Lass uns nun im Gebet vor Gott treten und mit den Worten beten, die unser Herr Jesus Christus uns gelehrt hat. Wir beten gemeinsam das Vater unser, das uns als Christen auch vereint. Jeder betet in seiner Muttersprache. Să ne rugăm deci cu rugăciunea Tatăl nostru, fiecare în limba sa, rugăciunea care ne unește pe noi ca și creștini. Domnului să ne rugăm. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So geht und bleibt im Frieden und unter dem Segen unseres Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Antlitz auf dich und schenke dir seinen Frieden. Să vă binecuvânteze și să vă ocrotească Dumnezeu cel atotputernic și milostiv, Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Amen.